Dacă anul trecut, în a doua zi de Crăciun, constanțenii se îmbuzeau prin magazine pentru a-și reface stocul de mâncare și băutură, anul acesta nici picior de om în piețele din municipiu. Nu prost, nimic. Și astăzi? Ca de a doua zi de Crăciun, ce dacă nu are de mâncare. Astăzi. Nu prea s-au înghesuit. Nici de sărbător, că se duce lumea la markete și ea de toate. Este acolo și noi suntem aici. De-abia facem să plătim cara. Cum au mers vânzările? Două, trei, două zile mă-s bine. Acum a încetat. Nu mai merge. Nimic, nimic. Din ce cauză, cred? Păi din ce cauză? Zice, am o băut, o mâncat, o sătui. Acum se odihnesc. Am să odihnesc. Nu. Asta e. Puțini au fost cei care și-au făcut apariția în piață. Rămas fără produs acasă și acum mai viu și facem mâine normal pentru Revelion ce să fie, trebuie să fie făcut. Azi am luat așa. Avem de toate, ne lipsește carne acum, curcanul și atât. Acum ce cumpărați? Cartofi pentru prăjit, pentru la friptură. Asta e tata. Aceea să fie sănătos, bun, un an fericit, bun să fie, poate la anul să fie mai bun. Ce mai trebuie să mai cumpărați? Fructele, legumele. Ați rămas fără? A, nu, nu, nu. Le-am lăsat special pentru Sfântul Ștefan, să fie proaspete. Comercianții speră că în zilele următoare vor începe să facă din nou vânzare.